Numără record de participanți la cea de-a 13-a ediție a turneului Bătălia Portarilor. La competiție au concurat 135 de golkiperi la 8 categorii de vârstă de la toate școlile de fotbal din țară. O partidă durează 2 minute și jumătate, iar primul care marchează 5 goluri obține victoria. Unul dintre participanți, Artur Grițcan, a spus ce calități trebuie să aibă un portar modern. Joc de picioare, plonjoanele sunt tare importante și vorbirea cu jucătorul ca să se poziționeze, ca să nu bată gol. E un concurs foarte minunat, e făcut pentru portari, foarte distractiv și am venit să ne arăt așa, puterile, forțele, calitățile. Organizatorul turneului este fostul portar al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Adrian Bogdan. La ediția din acest an, oaspeții de onoare au fost golkiperii echipei naționale de fotbal, Cristian Avram, Dumitru Celeadnic, Alexei Coșelev și Nicolae Cebotari. Doi dintre aceștia au avut și câteva sfaturi pentru tinerii portari. Probabil cel mai important lucru care este pentru un portar este să aibă încredere în propriile forțe, să depună mult efort la antrenamente, să nu lase niciodată mâinile în jos, pentru că mereu este greu. Multă muncă și dorință, asta e cea mai principal. Și să creadă în propriile puteri. Păi să știți că postul de portare la moment este foarte popular la noi în țară, mai ales că facem și noi acest turneu, promovez acest post de portare deja 13-lea an. Când își pierde cineva, ce emoții, chiar și plângă unii, asta e ceva de nescris, chiar ai o prăticică din inimă, îți fuge când vezi așa lucruri. Ceva foarte fantastic. Prima ediție a Bătăliei Portarilor s-a desfășurat în anul 2011, iar de-a lungul anilor competiția a fost câștigată de nume cunoscute, cum ar fi Nicolae Calancea, Dumitru Celeadnic sau Denis Rusu.